este prima prioritate în acest oraș, acest spital. Având în vedere situația de față, având în vedere comunele care sunt în jurul Bălceștiului și nu mai au spitale cum erau înainte, dispensare, să dea un prim ajutor decât medicii de familie. Am ce alternative ați avea în momentul ăsta? Drăgășani, Craiova, astea, unde se duce? Aici ar fi cel mai bine să-l fac. După anul nou sper să am o nouă întâlnire pentru a face demersurile necesare pentru reînființarea acestui spital care este foarte, foarte util pentru zona noastră. Toate problemele medicale urgente au găsit în sarcina serviciului de ambulanță din Bălcești, care dispune zilnic de doar două echipaje care transportă cazurile la Craiova, Drăgășan sau Râmnic-Vâlcea pe o distanță de minimum 60 de kilometri. Cum faceți față la atât de multe solicitări? Încercăm. Avem ajutor din partea celor de la ISU, echipele din celelalte zone ne ajută în momentul în care numărul de solicitări depășește numărul de resurse pe care le avem noi. Practic, de câți oameni, pe câți oameni vă puteți baza în acest moment? Zilnic, serviciul de ambulanță Bălcești dispune de minim două echipaje, deci două autosanitare și două echipaje care lucrează în permanență, 24 în 24 de ore, dar sunt insuficiente. Am avea nevoie de cel puțin încă un echipaj. Spitalul orășenesc Bălcești deservea peste 45.000 de oameni din 25 de localități din zonă. Doar în acest an, la serviciul de ambulanță din oraș, au fost 56.000 de solicitări pentru intervenție rapidă.